merge. Ce prin cap vă ierut toată ziua? Spuneți-ne pe scurt cum a evoluat procesul. Încă o dată. Spuneți-ne pe scurt cum a evoluat procesul de votare până la această oră. Începând cu ora 7 dimineața când s-au deschis urnele de votare, până acum procentul de votare este destul de semnificativ, atât în mediul rural cât și în mediul urban. Pot să vă comunic chiar că suntem printre județele fruntașe în urma exipolului efectuat la ora 10. Avem un procent de 12,30% pe întreg teritoriul județului nostru, iar în mediul urban avem un procent de 10,45%, suntem pe locul 3, iar în mediul rural stăm mult mai bine, cu un procent de 13,22%. Incidente deosebite nu s-au semnalat până la această urmă, cu toate că prezența la vot este destul de semnificativă în raport cu celelalte județe din țară, dar un aspect general care, spunem că împietează într-o oarecare măsură procesul de vot, este faptul că în anumite localități, destul de multe de fapt, au apărut problema persoanelor cu viză de flotant, care au mai mult de 3 luni de zile de când și-au făcut viza în acea localitate, dar nu au fost trecute de consiliile locale și în special de primarul localității respective pe listele speciale care trebuiau date în același timp cu lista permanentă de vot. În urma acestui fapt au avut loc unele neconcordanțe între numărul de voturi care a fost repartizat fiecarei localități în funcție de votanții care au dreptul de vot să participe la această acțiune plus cele 10% procente, iar noi cei de la Biroul Electoral Județean a trebuit să luăm măsura ca persoanele care vor fi trecute, vor vota, normal că au dreptul să voteze la nou domiciliu, să le semnalăm la vechiul domiciliu ca de acolo să fie radiate din listele permanente. Ce se va întâmpla cu aceste persoane? Mai au ele drept de vot la noul domiciliu? Aceste persoane, dacă au mai mult de 3 luni de zile de când și-au făcut viza de flotant în localitățile din pe raza județului nostru, au dreptul de vot, dar nu mai au dreptul de vot la fostul domiciliu unde apar în lista permanentă. Această neconcordanță a născut unele, să spunem, supoziții, idei ale celor care participă într-un fel sau altul la vot sau la candidații care speră să prindă un post de consilier sau de primar, existând suspiciunea că persoanele pot vota de două ori. Tocmai de aceea, noi am luat măsura ca prin intermediul telefonului 112 aceste persoane să fie semnalate la vechiul domiciliu ca să fie radiate din listele permanente de acolo. Alte incidente, dar care nu cred că va influența într-o măsură nici mică procesul de vot, se referă la prezența în sălile de votare a candidaților care stau ca observatori, cu toate că legea prevede acest lucru, legea 67 mă refer, prevede acest lucru la articolul 80 aliniatul 5, că au dreptul să asiste candidații care încearcă să prindă o funcție de consilier sau de primar, au dreptul să asiste ca observatori fără să influențeze într-un fel sau altul procesul de votare și nici măcar să încerce să facă într-o oarecare măsură propagandă partidelor din care fac parte. Se pare că au existat unii președinți al secțiilor de votare care au constatat că diferiți candidați care erau observatori acolo au avut o atitudine, hai să spunem, necorespunzătoare și cu ajutorul organelor în drept, respectiv a poliției, jandarmeriei, i-au îndepărtat pe acești oameni. O problematică va mai fi și probabil o vom constata în perioada imediat următoare privind afișajul în apropierea secțiilor de votare, în special în mediul urban, deoarece secțiile de votare sunt destul de apropiate de locurile unde au avut loc afișajele și acestea încă nu au fost date de către cei care le-au pus, cum prevede legea, nu au fost date jos, mă refer în special la BNR, distanța aceea care e prevăzută de lege de 500 de metri, cam mare în mediul. Ioniță Adrian, fac parte din birou, purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral Județean Giurgiu. Ați avut cumva o sesizare și aici la noi la spital vis-a-vis de BNR de care sunt în apropiere? Încă nu, până acum, încă nu, dar eu am văzut lucrul acesta și așteptăm ca aceste sesizări să apară. Probabil vor fi sesizări și cu, s-a mai semnalat, din s-a semnalat de fapt telefonic, că
se continuă propaganda chiar după închiderea legală a acesteia prin diferite, să zicem, mijloace tehnice, SMS-uri care sunt transmise și astăzi pentru a fi votat un candidat. Aceste fapte se constituie ca infracțiune și intră în competența organelor de cercetare, în primul rând a poliției și pe urma parchetului. Okay. Am vorbit și cu domnul Talianu. La telefon apar mai bine, că mă văd aici cu... Totuși să știți că și acolo să vă punem poza. 0728 600 690 Ionuț Adrian. Putem filma în interiorul biroului electoral? Eu să facem. Păi asta ne și interesează. Îl lăsați-ne spune. Vă aduceți aminte de incidentul care a avut loc acum 3 luni între primarul de la Iepurești și cu un contracandidat, da, s-au bătut. Ceaușul, Ceaușul. Așa, cu Ceaușul, când s-au bătut inclusiv la stația de salvare. E din cauza asta.